Nu alege ușa greșită sau ceva se poate întâmpla. Avem o grămadă de uși, Cartoon Cat, Huggy Wuggy, Mommy Long Legs și Ben și vreau ca voi să alegeți chiar în acest moment ușa voastră preferată și vom încerca să vedem pe ce ușă să intrăm pentru că nu vrem să alegem ușa greșită și de asemenea apăsați pe butonașul de like chiar în acest moment pentru că suntem aici alături de pisică. Bună! Și de Mihai. Bună! Și astăzi, oameni buni, uitați-vă ce ne așteaptă. Acum, nu știu exact pe ce ușă să mergem, sincer zic, chiar nu știu. Care ar fi cea mai optimă? Adică, ar fi tare dacă aș putea să văd și ce votează ei în comentarii, știi? Pentru că m-ar ajuta foarte mult. Acum, chiar nu știu, uite, avem Huggy Wuggy care ar putea să fie o ușă interesantă. Poate ușa Mommy Long Legs, poate ușa Ben... Nu știu ce să zic despre chestia asta, dar fiți atenți, înainte să alegem una dintre uși, îi lăsăm acolo să mai lase comentarii, da? Și noi ne vom uita după episod, ok, suntem foarte curioși. Și de asemenea, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Câte like-uri strângem la episodul de azi? Ia ziceți voi rapid, vreau rapid. Vreau să strângem peste 14.000 de like-uri. 14.000 de like-uri, zice pisica, da, da, da. Și tu, Mihai, câte like-uri vrei? Ia zine. 16.000 de like. Câte? 16.000. 16.000. Ok, nu s-a auzit foarte bine, dar nicio problemă, pentru că eu zic 20.000 de like-uri dacă este să vă placă. Și Mihai a descoperit aici un secret, pentru că cine apasă pe butonașul de like este cel mai tare. Ia să vedem, poți apăs? Nu poți apăs pe ăsta? Apeși tu? Am apăsat. Voi cu siguranță puteți să apăsați pe acel butonaș și cine apasă se schimbă și culoarea la butonaș. Asta probabil știți deja. Dar da, pe ce ușă mergem până la urmă? Hai să mergem, vreau să vă spun faptul că în zona aceasta, dacă alegi ușa greșită, te vei întâlni cu prietenii curcubeu de coșmar. Deci ceva variantă nouă de prieteni curcubeu de coșmar. Îl vom vedea pe blue de coșmar, pe green de coșmar. Nu știu exact care e faza cu ei, dar trebuie să nu alegi ușa greșită sau ei vor apărea. Deci, acum ai pus presiune, mă, și să asta e faza, că nu știi pe ce ușă să mergem. Inițial eram relaxat, că știu pe toți, acum sunt chestii noi. Nu știu, avem Cartoon Cat aici să alegem, da, Cartoon Cat, Huggy Wuggy, Mommy Long Legs și Ben. Una dintre ele. Să zic că m-aș duce poate la Huggy Wuggy, să zic, nu știu. Da, și eu tot spre Huggy Wuggy m-aș duce. Adică, la Cartoon Cat mi-e puțin frică, pentru că știți, Cartoon Cat are foarte multe conexiuni, este bazat. Da, așa el că, e de boss. Da, e mai boss așa pe jocul ăsta. Mommy Long Legs, nu știu ce să zic, ne prindem pânză de păianjen. Ben ne pune întrebări, el nouă. Așa că cred că o să mergem la Huggy, mergem? Hai la Huggy. Hai să mergem la Huggy, să vedem. Hop, aule. Stai, ce e aici? Aule. Ce e aici? E chiar Huggy. Oh my god, de ce se uită așa la noi? Nu știu. Huggy? Ok, nu e bine. Ești bine? De ce se uită așa la noi? Uitați-vă la el! Ce facem? Huggy, ești bine, băiete? Ok. Nu știu ce să zic. A lemnit. Ce? Opa! Nu ok, de ce, apare ăștia aici? Că mi-e cam frică. Deci fiți atenți, acum avem 3 opțiuni. Ok, lasă-i în pace, că dacă nu ne-au atacat, e în regulă, ok? Da. Deci avem 3 opțiuni. Taci din gură, Elmo! Da, camera 1, camera 34. Nu mai tace din gură ăsta. 32 sau 34. Păi acum nu, asta e faza că dacă alegi ușa greșită și acum se va întâmpla ceva nasol. Da. Și vor apărea prietenii curcubeu de coșmar, deci trebuie să nu alegi ușa greșită. Tu, Mihai, ce părere ai? Pe care zici? Eu merg pe 32. 32? Da, arată mai... Hai, pisică, du-te tu prima dacă tot ai ales-o. Arată mai nepericat. Și zine dacă e safe. Ia zi. E safe? Ia stai că momentan. Venim și noi. Hai, intră. Ah, ok. 32, da? Da. Oh my god, ce e asta? Hotel? Nu știu. Da, păi văd aici pe geam că avem ceva curte. Da, avem curte, băieți. Ok. E un Cartoon Cat, dar nu-mi dau seama ce Cartoon Cat. Ce Cartoon Cat e ăsta și de ce face? Nu știu care e faza cu ei, că ei vin și ne spionează, zici, adică gen... Da, văd asta. Nu înțeleg care e faza, ia stai o secundă. Ok, e foarte... Opa, Nu! Ok, deci fiți atenți că a apărut special la ușa 6. Da, de la ușa 6. E ceva suspect aici, nu știu ce să zic. O fi ceva nasol? Da, asta e viața, că n-ai cum să-ți dai seama dacă e ceva nasol la ușa 6 sau nu.
Sub nicio formă. Adică dacă eu mă duc la ușa 6 acum și sunt prieteni cu curcubeu de coșmar înăuntru, o să fie rău. Nu, chestia e, cred că ar trebui să mergem pe ușa... Păi nu mai un... zic eu, zi Mihai, că după iar mă duc eu prima. De unde îți dai seama pe ce ușă? Adică nu e ca și cum toate arată la fel. Pe 6 clar nu mai mergem, pe 6 clar păi nu mai mergem. Păi da, că s-a pus ăla acolo, dar... Aici e 26. Mă, eu zic să încercăm 6, ok? Deci hai să vedem... 6. Da, pentru că dacă tot era ăla acolo, să avem curaj, zic. Hai să mergem. Da, hai, da tu primul, ia, hai tu primul. Ia, gata, hai. Deci mă duc eu primul? Du-te primul, hai. Nu mă împinge, ok? Du-te la o parte. Du-te la o parte, că mă duc, ok? Hai Mihai, împinge. Nu mă împinge. Du-te. Oh my god, ce e aici? E o mină. Nu e bine. E o mină. Nu e bine. Nu știu ce să zic. Nu e bine. Ce e acolo? E ceva în perete. E ceva în perete. E ceva în acel perete. Investighează. Du-te tu înainte. Ce e asta? Opa. Nu știu. Era ceva în peretele ăsta. Uite, oh my god. Cred că e green. E green ăsta. Ia stai să văd. Rainbow. Dar nu e green. Nu e green. Dar nu e, e green, dar nu e varianta de coșmar, să știi. Da, nu e. O variantă ok. Ok, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Dar ce faci acolo? De ce stai acolo? Da, nu știu. Avem 11, avem 24. 64. Și stai, sunt doar două? Atât? Da, două. Hai, Mihai, zi tu, Mihai. Da, ok, de data asta Mihai trebuie să aleagă, pentru că eu am ales deja. Da, hai, 11 sau 24. Faza e că nu știu ce să zic, că să poți și repeta dacă cumva le greșești, știi? Da, și dacă le greșești, o să apară... Deci a fost 6, 26 și 18. Și opțiunea ar fi 24, dar mică mor la aia. Nu, că deja se repetă. Zice 11. Hai 11, du-te tu primul, hai. Hai 11, du-te, Mihai. Ce-i acolo? Dezamăgitor. Reacția... Dezamăgitor. E acolo. Ok, a venit unul dintre prietenii curcubeu. Este chiar orange, dar nu este de coșmar. Este varianta normală. Nu, este varianta normală. Ok, da, încă n-am dat de ce e de coșmar. Hai de mine. Oh my god. Este lasă-ne. Yellow. Este yellow, tot din prietenii curcubeu. Rătușcă. Dar e, deci nu este, nu e, n-am dat încă de variantele de coșmar. Ce e aia? Aoleu, cred că acolo. Cred că e purple, nu, da. E tot 24, deci 24 de evitat. Dar fiți atenți că e o ușă aici care nu are număr. Da, de fapt da, nu e noi ușor. Noi 6 am fost, băieți. Noi dar la 6 am fost, deci singura opțiune e 24. Ne obligă să că... ne ducem la 24, da, stai să văd. Ne obligă. Nu, n-ai cum să intri pe ușa asta. Poate blocat. Deci acum e rândul meu. Hai, du-te tu, da, man. Da. N-ai decât. Du-te, pisică, du-te, 24. Vai de mine! Băieți! Este blu de coșmar! Mamă, cum arată! Doamne ferește! Bă, are bărăță roșie! Uite ce are acolo la mâini. Îl bate pe Mihai, l-a băgat la colț. Deci are buzdugan la mână. Mamă, da, are buzdugan. Mamă, nightmare, e de coșmar. Ia stai mă să-l prind. Ia stai să-l prind să-l văd mai bine. Ia că l-am, nu pot să-l țin. Nu pot să-l țin. Nu stă, efectiv nu stă. M-a luat în brațe și îmi dă cum. Oh my god, l-a luat, l-a mâncat și l-a scuipat. Da, și pe-a dat cu capul în gură. Doamne, așa ceva, ia uite-l ce față. Bă, dar ce dinți are. Știu, am văzut și bănuța aia de acolo, doamne. Mă împinge, trageți în el, pur și simplu. Trag în el aici. Ia uite, doamne, deci mi s-a descandat de blu de coșmar. Nu e bine ce se întâmplă. Dar nu e bine, de nu știu, văd că avem 39, ușă 9. Păi da, da, 11 și 6 am fost? Că nu mai știu. Da, am fost. 11 a fost acolo, jos. Stai o secundă, e ceva ciudat în camera asta, nu știu dacă ați observat. Sunt o grămadă de ceasuri. Da. Pe pereți. Ora 1. Are vreo legătură? Deci e ora 1 la toate ceasurile de pe peretele ăsta și de pe peretele ăsta. Dar dacă observați, mai suntem cu un ceas aici. Care-i faza, mă, cu ceasurile astea? Are vreo semnificație? Arată aceeași oră? Pare că arată aceeași oră toate ceasurile? Nu. Ăsta de jos arată altă oră. Asta arată altă oră. 4. Poi... 35. Nu avem niciun 35 aici să zici că... Nu știu. Dar poate să ținem minte chestia asta și să mergem la următorul și pe aia poate dăm de 35? Poate. Mergem la 39? Hai la 39. Hai că mă duc eu primul. Hai că mă duc eu primul. Hai, du-te. Dacă pic pe jos... Nasol. Oh, aveți grijă când intrați aici. Oh my god, aveți grijă, băieți. Da, aveți mare grijă. Bă, s-aude... S-a sunat! Aveți grijă că ăsta vă suflă și dacă picați acolo jos... Mamă, e clopoțelul, mine, gata, lasă-ne. Știi ce să-i faci? Ah, ok.
a scăpat de el. Mă gândeam că putem să-l aruncăm, îl aruncăm acolo jos pe el, știi? Dacă cumva era să apară. Noi. Bă, da, uite câte camere sunt aici. 28, 41 și 17. Mm, 17, 41. 41? 41? 41? Destul de mare, nu? Adică gen... Da. Da. Să mergem în 41 sau... Nici nu știu în care... Gen în 17 și 41 sunt doar cele noi, nu? 28 și 24 am jucat. 24 a fost, da. Pase că... l-am întâlnit pe Blue de Coșmar... Și sunt curios care mai sunt de Coșmar din prietenii Curcubeu și cum o să mă arăta. Și eu sunt curioasă, dar... Hai, alegeți voi, că eu am ales, gen, am fost prima dată trecută. 17 vrei? Aia e? Hai. Ce e acolo? Au! Te așteptai să la o cafeluță? Ce-i reacția? La cafeluță? Oh, chiar că au! Hai, că l-am pus pe canapea! Aoleu, pe bune! E grind de Coșmar! Ia stai că-l scot, că uite e, cum arată e băgat în perete. Ăsta. Mamă! Vă să te arunci în camera, 39. Bă, dar are ceva bube pe spate, ce are? Da, bube mob. Mamă, uitați-vă la el! Îl mănâncă pe Mihai! Mihai, nu! Mă, are perucă, ce are? Mihai, că Grim nu era așa, are buzdugan pe cap, nu e perucă. Acum am văzut. E buzdugan pe cap. Are buzdugan și dă cu capul, da. Dar vrea pe Mihai cu orice preț. Da, exact. Mamă, lasă-l în pace pe Doamne Mihai! Doamne ferește! Hai că o să-l doborâm, nu vă faceți probleme. Pe cine am mâncat acum? Tot pe Mihai. Doar pe Mihai mănâncă! Pentru că poate crede că e de înghețată. Păi e de înghețată, Mihai, de-aia. Poate asta-i faza. Bă, dar ce urât e ăsta, Doamne! Lasă-l, că mă împinge în camera 39. 39 noi am fost? N-am fost, da? Nu, n-am fost. Ok, trebuie să facem ceva. Ia dați cu bombițe dacă aveți. 41. Mamă! Îi dăm damage cu bombițe? Încerc să-i dau cu bombițe, să văd dacă pot, da. Ok, vreți să alegem o ușă să intrăm pe ea? Vai, a plecat. Aoleu, mă gândeam, bă, dar stai, 41 am fost, nu? Sau n-am fost? N-am fost. 41 și 39, mamă, ce alegere grea. Pe și pe care să mă duc? Că nu știm unde, ce și când. Chiar nu știu pe care să merg, 41 sau 39. Ia stai, e un televizor aici, face ceva. Nu face. Vrei să nu apară știi păi cine asta de mă televizor. Gândeam că poate da, măcar să ne dea un indiciu sau ceva, știi? Zic că bă, duceți-vă în direcția respectivă sau habar n-am. Și merge la 39. Deci fiți atenți, fiți atenți. Fost în alte camere, fiți atenți, dacă nu ați apăsat încă butonașul acela de like, ce trebuie da, să facem? Ce să apăsăm butonașul de like acum. Chiar acum? Acum. Hai să-l apăsăm, gata, eu sper că l-ați apăsat. Cine e? Cine e la rând, eu? Nu știu. Hai să aleg. Hai alege tu. 39, nu știu de ce, dar hai 39, hai, du-te și zine. A, nu e bine. Ce? Stai, ia ce, e o cameră ce se repetă. Da, vino. Mergeți în 41, că merg și eu tot în 41. A, ți-a apărut și 41 acolo? Da, da. Wow. Ok, nu e bine deloc. Vai de nu mine. E bine deloc. Ci... Nu te du acolo. Adică acolo ai e grijă, camera Mihai. 33. Da, dar nu te du acolo. Păi asta zic, să nu mergem acolo. E un TV acolo, a apărut omul TV. Ia dacă l-arunc în camera 30. Bă, sunt mai mulți. L-am băgat în camera 17 și tu du-te în camera 39. A, du-te acolo. Gata, 33. A căzut. L-am aruncat în 33. Am acolo. Bun, unde mergem? Deci avem 23, 39 din nou. Da. 17 mai fost. Apar creaturi pe aici și mi-e cam frică puțin. Nu știu ce să zic, că știți care e faza? Mai este și Orange de Coșmar. Aveți grijă, că ăla e foarte rapid. Da. Aveți grijă. Dacă vine Orange de Coșmar și te aruncă aici în gaura asta. Trebuie să avem grijă, da. Unde merge Mihai? Deci stai așa, că e camera 23 pe Ventus, nu? Păi, bă, da. Stai așa, pe camera 39 am fost? Am fost. Am fost. 17 am fost. A rămas 33 și 23. Ah, nu. Deci... Și de 33 și 23 aș prefera 33 într-un mod. Ok, da, știi ce, bravo, știi ce vreau să testăm? Să, du-te tu, Mihai, prim. Cine zici dacă mori, da? Ia zi, Mihai. Ai ajuns? Am ajuns. Nu o să vă placă. Sunt urmărit de foarte mulți ochi. Ok, și la un moment dat te blochezi și nu mai ai unde să te duci, nu? Posibil. Mai ai vreo ușă pe acolo? Nu mai ai nicio ușă, deci nu veniți acum. Ok, l-așteptăm pe Mihai să revină. Hai să ne întoarcem pe 39, cred. Hai. Yeah. Și aici avem niște variante. 17-24. Noi pe care am fost, dacă nu mai știu. Pe 17 parcă? Da. Șapte. Hai 24.
Ok, fiți atenți că aici e camera cu ceasurile. Da. 11:06:39. Deci, 6. Pe 11, nu? Am fost pe 6? Am fost pe 6, dar veniți după mine, veniți după mine că încerc să găsesc o cameră nouă. Hai să vedem. Ai pisică, tu ai venit? Ai venit. Da, hai da, pe da. Aici, 6:24, ne întoarcem aici. Trebuie să ieșim cumva din labirint. 39? 39, hai 39, te întoarce aici. Te întoarce aici. Aoleu, 17. 17, da. 39 iarăși. What? What? Te-am blocat într-un labirint infinit. Da, exact. 28? Nu. 24. 24, te întoarce aici. Am reușit cumva să ieșim de acolo, doar că această cameră este puțin înclinată. Și foarte cartuchet. Ia uite-l, mă. Aveți grijă? Se urcă printre camere. Unde te-ai dus? Unde pleci? Unde pleci? Uite-l! Oh my god, mă mușcă. Deci aveți grijă, tu. Aveți grijă, discul de mic și ciudat. Doamne ferește, așa ceva. Bă, dar de ce e apa aici în camera asta, că nu știu. Nu știu, cu să... Bă, vezi că mârie asta pe aici, nu știu unde s-a dus. Wow, nu știu, dar mârie. Uitați-vă că e apă în camera asta, că e înclinată. Eu zic că... Eu acolo n-aș vrea să ajung. Păi stai, 34 am fost sau n-am fost? 35 cred că mai degrabă n-am fost. 35 mai degrabă, Mihai, lasă 34. Hai 35, n-am fost aici, n-am fost aici. Sunt o grămadă de astea pe pereți. Ia uitați-vă. Uite. De unde ați apărut voi? Nu știu, dar au apărut de undeva. Uite, se duce să învârtă de manetă. Da, bă, sigur vor face asta ceva. Asta e treaba voastră. Nu, te mușcă de picior, te mușcă de picior. Aveți grijă. 38 am fost sau 27 n-am fost? Nu mai știu care. 27 parcă nu știu. 38 n-am fost 100%. Care n-am fost? 38. 38 și nici 27? Nici 27 n-am fost. Stai așa, că te mușcă de picioare, Nurpo. Nurpo, alo. Ok, nu e bine. Stai să vedem. Hai 27 să vedem. Hai, 27. Wow, ce aici? Mamă, uite cum arată. Bibliotecă ceva. Îți vreau o carte. Opa! E un Huggy. E un Huggy-Wuggy. Dar e Huggy-Wuggy stricatul. Da, eu zic să aveți grijă. Hai grijă, Mihai! Te fugărește! Aha, ați văzut? Ați văzut? Bun, 38 sau 35? Păi, 38 am fost, n-am fost, nu? Nu. Hai, intrați voi, hai, că eu tot am intrat. Hai că intru eu, hai. Ba da, am fost aici. Am fost? Ce acolo? Da, e camera într-o parte. E camera într-o parte? Stai că vin și eu. La 35 sau? 35 bănuiesc, nu? Sau 35, da. Așa, și acum ce legem? 2-38? Păi, ne întoarcem înapoi, practic, e ca un fel de loop. Hai pe 38. 38? Te întoarci înapoi aici. A. 27, nu că am fost. 27 e camera cu biblioteca, deci da, 38, 35. Într-un loop, am înțeles. 35, da, ne-am blocat într-un loop. Trebuie să găsim o cale de ieși. Uite, noi mai avem undeva 34. Da, în camera înclinată e 34. Veniți în camera înclinată aici. Hai, în 34 să vedem. Aoleu, ce e aici? Că aici nu țin minte să fi fost. Și uite, camera 2. Camera 2? Camera 2 ce? Da, camera 2 ce? Aaaa! Ia uite-l, mă! Vai de mine! Doamne! Camera 2 nu cred că e prea bună. Pagă pillar! Păi da, dar sincer să fiu... Ce e asta? Ce? De ce i-a agățat acolo? Cine l-a agățat? Vezi că ăsta e mun. Ăsta e mun. Aveți grijă. De ce dansează așa? Păi vezi că se transformă în sun dacă le enervezi. Gata, nu mai, ce nervi. Hai să nu vrem să... Deci stai așa, camera 13 cu ghinion. 13 Fai. Dar camera 2 e atât de apropiată de 1, totuși, n-ați vrea să vedeți ce e înăuntru? Capitanul, dar dacă mergem în 13 și apare cel stricat... Hai, 13 atunci, hai să vedem! 13. Hai, du-te! E cu ghinion 13, să știi! Aoleu! Văd, arată... Ia uite-l că ai avut dreptate! Hai, că am înțeles! E cel blestematul de coșmar! Unde s-a dus? 13! Alo! Bă, ce faci? Suflă ca un dragon, ce ăsta? Vai de ok, mine. Nu mă așteptam la asta, pentru că ei nu arată așa în mod normal. Unde dar sunt variante de astea de... Asta trebuia să fie orange. Era destul de simpatic orange. Da, era adorabil. Trebuia să-i dai de mâncare și cam atât. Da, niciun caz. Aveți grijă că vă împinge în uși. Bă, dar ce ochi are de doamne ferește. Da, chiar mă împinge în uși. Unde e ușa? Acolo e. Ești lângă ușa. Deci. Ia uite ce sare. Erau colțurile astea. Da, doamne ferește. Aha. Te-am împins? Da.
ușa 13, nu? Da. M-am întors. Da, da. Bă, Mihai. Stai, bă, pe ce ușă te-a dat? Pe 21 sau pe ce? Au! Stai că m-a aruncat aici și mai pot să ies. Te-a aici. Ajutor. Gata. 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 Și eu ce? 34 parcă. Stai că și asta e ceva aici. 21 n-am făcut. Stai, ce? A, nu e nimic. Nu poți. Am crezut că poți, că arată ca și cum ar fi ceva, dar... Da, ceva. Stai, 21 și 34, dar par cunoscut tot. Pe 34 m-a dus pe mine înapoi la... Păi da, hai să dăm și să luăm pe 2. A, ok, ok. Deci intrăm pe 34? Da. La ok, 2. Și intrăm pe 2. Hai pe 2. 2. Hai 2. Să dăm 2. A, uite, știu unde am ajuns. Wow, wow, aici este afară, drăguț. Ouleu! Vai, eu tip ăștia. Bă, ce e aici? Pe trecere. Alo. Asta e aici. Curcubeu pe trecere. Ce e asta? Ce e cu a ta pe trecere? Bă, voi dansați aici. Fiecare la casa lui. Fiecare la casa lui? Fiecare la casa lui, gata. Bă, ia plecați voi de aici, din camerele astea. Ce treabă aveți voi aici, a? Băi, cine face așa? A aruncat-o pe pisică de pe hartă! Fai, gata! Dar cine a venit de te aruncă? Ăsta micu roz mă mănâncă și mă aruncă după aia, că nu-mi place. Da. What? Așa de mic și așa de simpatic! Parcă nu l-am văzut! Parcă nu l-am văzut vreodată să fac așa ceva. Ba da, te înghite, mamă! Păi da, dar te înghite și te aruncă. Pe mine nu m-a aruncat, doar m-a înghițit și pe aia mi-a dat drumul. Ajutor? Hai că încerc să-l scot de aici. Doamne ferește, bă, dar sunt destul de răi. Încerc și eu, uite-l pe mogul ăsta aici. Am încercat să mai dau cu biluțe, dar nu mai am cu biluțe de alea. Nici așa eu că... nu mai am biluțe și am. Băi, destul de greu de omorât ăsta pentru că e foarte subțire și nu reușești să nimerești. Doamne ferește. Deci fiți atent, 7, am fost în 7? Nu, 7 nu, 21, 34 am fost, cred că, nu? Da, 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 7 e nou. Ok, hai la 7 să vedem. Hai. 7, wow. Ok, ce avem? 18-2, 14-22. Oh, nu, ce e aici? Tare, arată este. Drăguț. Nu, chiar e blocel blestematul. Unde a fugit? Nu știu. Nu știu, dar nu era bine că ne împinge și ne arunca. Vai, 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 de... Tot da, apare. Vezi că apare random, deci cred că următorul atac o, tot din partea lui o să fie, nu știu ce să zic. 14, 12, 14 n-am fost, 22. 14 nu țin minte. Nu, n-am fost și nici 22. Grea alegere. Ce facem? 14 sau 22, care din ele? Trebuie să ajungem la final neapărat, dar să vedem ce ne oferă la final acolo. Nu da. Cred că am fost în 14, în 22 n-am fost. Nu. În 2 am fost, în 18 am fost, parcă am fost. Hai în 14 poate? Hai în 14. E mai diferit așa 14. Parcă. N-am fost în 14. Păi avem numere noi. Avem numere. Oh. Da, avem numere noi. Numere 10. Nu numai că avem numere noi, da. Oh. Și blue aici lângă noi. Nu numai că avem numere noi, dar sunt și niște semne. Și vedeți că e ceva pe tăblița aia. Da, văd. Aoleu, aoleu. Pasăre, ochi. Bă, dar nu ne lasă în pace. Doamne ferește, blue. Doamne ferește, lasă-ne. Bă, m-a luat, mamă. Da, ia și îți dă cu vuzduganul în cap. Ce-i asta? Doamne. Bă, pleacă de aici, lasă-ne în pace. Trebuie să-l doborăm, nu se poate. Pleacă de aici, pleacă de aici. Hai. Gata. Gata, cu minte, blu, cu minte. Aoleu, Doamne ferește. Așa, deci nu știu dacă are vreo semnificație cu ceva. 10 nu am fost, nu cred. 10, 100% n-am fost. 7 am fost. 24 am fost. Deci, practic, doar 10 le-ar fi. Hai, du-te tu, Mihai. Oh, nu. Ce cu scaunele astea aici? De ce sunt? Nu știu, a fost o ședință cu părinții ceva. Deci ne lovim iarăși de 22, iar ne lovim de 20. Aoleu! Ce? Mami, nu plec, dar uite cum arată, ați văzut? Parcă lumina, așa, ați văzut? Care-i faza? Da, exact, am văzut și asta. Ia uite-o! Uite cum arată! Ok, de ce luminează așa, uite, dacă am stins lanterna? Arată ca o fantomă, dacă pare că... Lanterna, da, e okay. Lumina. Ok, foarte, foarte ciudat. Pare ca o culoare de aia de fantomă. Ok, deci avem 14 și 22 și în ambele cred că am fost, nu? Da, hai în 22. Nu știu dacă hai am fost. Hai să vedem. Hai, du-te 22 să vedem. Hai, Mihai, du-te. N-am fost în 20. N-am fost? A, nu. Yeah. Nu, dar avem... Și uite, și avem 39. 39? Nu ți-mi minte să-și fost. 7 am fost. Hai, mă, pe bune. Mamă, impostorul! Nu l-am mai văzut de mult! Nu l-am mai văzut de 100 de ani. Aici stăte el, de fapt. Aici s-a mutat. S-a mutat aici. Asta e un fel de hotel, ce? Da. Fiecare cameră e câte un loc pentru câte un monstru de ăsta, sau ce? Da, da, da. Cam așa. Doamne, așa ceva. Lasă-ne! Lasă-ne-n pace, pleacă de aici. Eu încerc să scot de pe voi. Că se pune ne rupe rău de tot.
Uitați-vă și voi, că nu... Dar vine așa aproape de mine că nu poți să tragi. Da, știu, și te-ți dă camera în jos, așa, nu prea poți să faci mare lucru. Dar avem 39 și 7, deci mergem în 39, nu? Da. Hai. Hai, în 39. Oh, nu, știți ce e 39? Ah, no! Da. Oh, no! Da. 39 e chiar această cameră. Ce ne facem? Păi nu știu în ce cameră să merg, ia stați așa. Hai să vedem camera asta. Deci avem camera 3, camera 4, camera 29 și camera 20. Mm. 20, da. Da, camera 4 e în jos pe scară, nu știu ce să zic. Ori 4, ori 3, ori 4 aleg. Păi... Mai, aș merge mai degrabă pe 4. Stai, 29, 3, se pare interesantă că e scară? Da. Da. Hai, du-te tu și testează-o dacă tot. Stați așa. Du-te pe scară, hai. Ok, aici avem, stați așa, 13, 18 și 41 și mai avem una 32. În 32 am fost? Nu știu. Parcă? Am fost. Vrei să te întorci, gen? Că aici avem 3, de exemplu, 3 și 29. Păi și cum mă întorc? Care era clădirea aia? Păi poți să te întorci dacă vrei. Ia, vezi, mai găsești scara respectivă? Hai că s-a dus pisica pe scară, dar n-a mai venit înapoi, nu știm unde e. Sunt aici, alo! Aoleu! Sunt aici, eu vă urmăream! Pune-ne secretul! Doamne, așa ceva! Doamne, ne face prank! Ne face prank, așa. Pisica! Bun, hai să vedem ușa 3. Hai și să vedem ușa îl trimitem 3. Pe Mihai, nici nu trebuie să mai zic eu nimic. Ea s-a dus direct. S-a dus blond. Ce e acolo? Ia, du-te tu, pisică, ca să nu ne blocăm, că știi că... 15 și numărul 30. 15 ca lumea, da. Wow, ce e asta? Ia uite cum arată. Ia uite, aleu. Ai grijă că... Mamă, îi curge salivă din gură. Uite cum are gură, doamne. Mamă, uite-l ia. Mamă, dar ăsta e destul de ciudat, Hagiwagi ăsta. Aveți grijă să nu muște din voi. Nu pot să cred. Uite cum se uită. Gata, papa. Ok, ce variante de uși mai avem? Avem 15 și avem 30. Stai. Păi și stai, în 15 n-am fost cu siguranță. Nu, în 15 nu și nici în 30 n-am fost. Păi da. Păi eu zic poate 15, că mi se pare că parcă n-am fost și eu o să mă duc eu primul. Stai așa. Du-te. Și vezi. Ok, nu e o cameră în care am fost. Nu, cel puțin nu-ți imite să fost aici. Perfect, da. Am văzut și eu ceva. Ce faci? E dansează. E green și dansează pe capul meu. Da. Ia uite-te și tu ce faci. Tot că dans. Mamă, băieți, trageți în el. Cred că ar trebui să facem ceva. Eu vreau la 8, că este numărul meu. Hai la 8, hai la 8, să vedem dacă e cu noroc. Hai, du-te. Go. E bine? Wow. Da, vino, avem o piscină. Wow. Jacuzzi. 36, ia, vezi că te duci. Zice că este numărul meu norocos. Mihai s-a dus în piscină în 36. Descoperit o ușă secretă în piscină. Ce ușă secretă, că se vede de la o poștă. Puteți să veniți, avem o ușă nouă. Stai să văd. Avem 8, 30 și 19. Hai, du-te. M-a plezit cineva de undeva. Ui! Da. Este orange direct cum intri eu. Te-am pleznit? Oh my god. Doamne, dar de ce e aici? Nu știu ce caută aici el. Hai că se duce repede la HP, dar vezi să nu te împingă, că s-a suflat aici cu... Aici cu apa asta. Aole, mă mănâncă! Lasă-ne, nu ne mai mânca. Ce uite, mă, ce face, doamne ferește, de așa ceva. Da, oameni buni, cred că o să punem punct episodului aici. Pentru că noi suntem pierduți în acest labirint. Cred că v-ați dat seama că nu știm pe unde să mai ieșim. Habar n-avem. Dacă știți voi, scrieți-ne în secțiunea de comentarii pe unde credeți că ar trebui să ieșim, că nu mai vrem să fim în acest labirint. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Țineți minte că în descriere veți avea link către canalul Pisicii și către canalul lui Mihai. Mergeți acolo, băgați o abonare, băgați un like la episoadele lor, pentru că aveți niște chestii destul de interesante de urmărit acolo și de ce nu. Așa că noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!